Deci, în concluzie, eu chiar cred că vreau în stil. Am fost unul de overtake să încerc să mă apropii. Am dat spin. Să merită să-ți iei volan pentru consolă sau calculator? E bine, în acest videoclip o să răspund exact la acea întrebare. Dacă sunteți noi pe canalul acesta, mă cheamă Albert Iovan sau Flix Racing și fac videoclipuri pe gama de motorsport și de curse. De la videoclipul cu simulatorul meu, am în față Carlos Sainz și luăm și pe el și pe Giovin. La videoclipul când conduc în viața reală, pe circuit. Sau pe macadam. Și dacă vă place cum sună asta și ce este pe canal, nu uitați să apăsați butonul roșu de subscribe de mai jos și acel de like, pentru că mă ajută mult mai mult decât credeți. Mersi toată lumea! Ok, deci înapoi la acea întrebare foarte importantă. În videoclipul de astăzi o să fac o cursă de Formula 1 online cu un prieten al meu care l-am găsit în comentariile de pe YouTube. Îi puteți găsi Instagramul aici pe ecran sau în linkul din descriere. Și el joacă Formula 1 2020 pe tastatură. Cum știți deja, eu joc pe volan. Deci am intrat într-o cursă împreună online și am început pe ultimele două locuri. Pentru că am vrut să vedem care ajunge mai departe în cursă, care se apropie cel mai mult de locul întâi. La sfârșitul videoclipului o să am concluzia unde vă explic și vă zic de ce ar trebui să vă luați sau să nu vă luați volan. Deci uitați-vă până la sfârșit ca să aflați răspunsul. Vorbeam cu el pe Discord, deci puteți să auziți conversația între noi doi în timpul cursei. Ok, destul că vorbitul, hai să vedem care este mai bun, volanul sau tastatura. Ok, suntem aici înainte să începem cursa pe grila de start. Și eu și cel care este pe tastatură începem pe ultimile locuri. De exemplu, dacă eu mă apropii de locul 1 și ajung pe locul 5 și el ajunge pe locul 7 sau 8, înseamnă că volanul este mai bun. Dar dacă el ajunge mai departe ca mine, de exemplu, el ajunge locul 5 și eu ajung locul 7 sau 8, înseamnă că tastatura este mai bună. Mașinile sunt complet egale toate, deci chiar dacă suntem în Mercedes, suntem la fel de rapid ca cei de la Williams sau de la Haas sau de la Red Bull. Cursa este pe circuitul de la Bahrain și o să fie numai de 5 ture. Deci o să începem cursa și o să vedem care este mai rapid, volan sau tastatură. Ok, durăm mașina, toate 5 luminițele. Și am plecat. În față Giovinazzi. Urc până pe locul 12. Damage-ul este off ca să nu strice experimentul nostru. Pe locul 15 acum, pe Magnussen în față, frânăm puțin larg. Locul 13, luăm aceste două S-uri. Așa. Pe locul 10 acum, zonă de frânare mare. Și acum pe 9. În față l-avem pe Albon. All right, we're looking good so far. A fost turnul de overtake să încerc să mă apropii. Am dat spin. Wow, aleu. Pe locul 19. Am înțeles. Am luat partea aia de circuit cărbu, nu știu cum se zice în română. Cursa asta este online, deci este puțin mai lăguită, mai laggy decât alea care nu sunt online. Dar văd că merg foarte rapid aici, înapoi pe locul 9. Ok, suntem înapoi pe locul 9, tot Albon în față, dar și-a extins distanța de noi. Mm,
merg, mă op pe sectorul 1, adică cel mai rapid sector din toți piloții. Eu mă întreb cum Stroll a reușit să fie cu ultimul loc. O să-l avem pe Albon și pe Ricardo. Frânăm pe această curbă lungă. Purple pe sectorul 2. Îmi bag amesticul de combustibil pe bogat, pentru că am mult combustibil și e numai de 5 ture în cursa. Verstappen, Max Verstappen, să vedem ce putem să facem și noi acum. Poate îl batem și Verstappen. Super bine. Mai am și câteva frame drop-uri, așa că... Da, e ok. O să excelez așa de tare. Pentru că suntem online, avem câteva frame drop-uri. Și s-ar plăcut să se zice puțin experimentul, dar tot este cât de cât științific. Roșu pe sectorul 1. O să se vrea și partea a doua, poate... Nu, o să ne mai fi perfecționat, poate. Da, exact. Deci, dacă vreți partea a doua, să nu uitați să dați like și să comentați. Zicând că vreți Vremur. Partea a doua. Și o să facem, poate, pe altă circuit. Unde suntem mai buni. Chiar să fie o diferență între volan și... Să fiindcă pe Bahrain... Într-un fel, mașinile sunt... Sunt cam egali. Da. Dar, sincer, cred că este un motiv de ce mașinile de stradă au volan și n-au tastatură. Deci, virajul ăla din al doilea sector nu se face. Și aici e și diferența mare. Cea mai mare diferență între volan și tastatură, părerea mea, e că poți să alegi să virezi mult mai gen detaliat pe volan, adică ai efectiv 960 de grade sau whatever de viraj, unde la tastatură ai numai dreapta, stânga, you know? Și dacă vrei să iei curba aia bine, trebuie să ai ori un autoclicker cumva. Da. Ori prispamez de nebun și de trupat, ceea ce eu asta am făcut. Și eu joc jocul ăsta din decembrie și am vreo 200 de ore. Exact, deci e foarte... Adică e greu să te faci bun, îți trebuie să pui multe ore ca să te faci un pătastatură decât pe volan, unde e mai ușor să te obișnuiești. Și pe volan pot fi mai liniar cu accelerația, cu frânarea, cu mișcarea de linii și așa, poți să ai să fii mai liniar, presupun. Aici nu știu dacă... E la pus un timp după cea mare. Am Good job. That was the fastest lap of the race so far. Nu era. Ah, pe dificultate mare. Fastest lap din nou. Poftim. Dificultate este mare. Da. Dacă era probabil dacă nu era asta cum se zice? Probabil domnile, habar n-am că am văzut cum să-i spun sincer. Da. Da, în partea a doua o să se rezolvi treaba asta, e prima dată să fac un lobby. Încep ușor să mă apropii de Albon în față, dar asta este ultimul tur și nu cred că o să putem să-l întrecem.
Opa, aproape pierdem în spatele mașinii acolo. Și prin volan simți mai mult ce face mașina decât prin tastatură, pentru că are force feedback volanul. Se mișcă în mâinile tale, în mâinile tale, you know? Și tastatura... Știi cumva aia care... Habar n-am dacă ai tu hard completă, dar atunci în a doua zonă de rest, imediat după zonă, e o curbă așa mai largă. Uite acolo se va simți diferența dintre tastatură. Da. Și la tastatură, dacă nu iei curba aia la perfect în cel mai bun timp, n-ai nicio șansă să fii mai, să fii mai rapid. Da, exact. Deci asta a fost cursa, am terminat și cursa aceasta. A fost pentru mine o experiență normală, pentru că toate cursurile le fac pe volan. Dar pe tastatură este mult mai greu să conduci și să te obișnuiești să conduci bine. Și nu simți așa de mult circuitul și ce face mașina exact decât pe volan, unde ai și 960 de grade de mișcare, unde la tastatură ai numai dacă vrei să duci la maxim stânga sau la maxim dreapta. La tastatură aici e cam limitată chestia asta, fiindcă nu poți să faci tu gen cum fac piloti în realitate, ești limitat și volanul o să te ducă dacă vrei maxim stânga undeva pe la jumătate. Te va aduce. Da, exact, exact. Tu ce loc ai luat? Locul 15. Eu am început pe 19, am învățat 10 locuri până cu 9 și tastatura, practic, a început tot pe 19, să zicem, și a avansat 4 locuri până pe locul 15. Cam asta este diferența. Dar, cu siguranță, cineva da, care... dacă o să se facă și partea a doua, probabil o să se mai schimbe și lucrurile. Da, și cu siguranță dacă cineva a pus 1000 de ore în tastatură și poate să conducă extrem de bine, poate să fie la fel de muncă a cei de top de la F1 eSports, competițiile de F1 oficiale. Deci, în concluzie, eu chiar cred că volanul este mult mai bun decât tastatura și se merită banii. Pentru că pe tastatură poți să mergi numai la maxim în stânga sau la maxim în dreapta. Și să mergi pe accelerație la maxim sau pe frână la maxim. Dar la volan 980 de grade de rotație, cum vedeți. Și deci pot să pun mașina mult mai precis pe circuit. Am și pedalele care vin inclus cu volanul, unde pot să accelerez foarte fin ca să nu anulece mașina. Și să și frânez foarte fin ca să nu îmi blochez roțile. Să nu uităm că volanul aduce și o experiență mult mai plăcută, pentru că chiar te simți mai aproape de o mașină reală, când pe tastatură e complet diferit decât o mașină. Și până la urmă, de-aia mașinile pe care le conducem în viața reală au volan și nu au tastatură. Deci dacă v-a plăcut videoclipul și concluzia, nu uitați să apăsați butonul roșu de subscribe de mai jos și acel de like. Dacă aveți vreo sugestie sau un comentariu cum a avut cel care m-a ajutat la acest videoclip, lăsați-le în comentariile de mai jos și poate pot juca și cu voi. Sper să aveți o zi minunată și o să vă văd în următorul videoclip. Pa!